Salut, fată, ce faci? Auzi, cum a fost în vacanță? Te-ai văzut până la urmă cu tipul ăla? Ăla de care ceai că e diferit și nu știi cum să-l iei. Deci a fost foarte interesant. Chiar am foarte multe amintiri de acolo. Păi ia, povestește-mi! Deci am călătorit așa într-un mare stil. Serios? Deci a fost luxos? Îți dai seama. Hai, uleacă, mai repede, că pierdem trenul. Și unde stăm, în compartiment? Ei, în compartiment, între compartimente, acolo la WC-ul, că acolo nu-mi găsești controlorul. Ce? Am stat cazați într-un loc foarte diferit. Aici? Uaha! Mă, da! Ăsta cam stă să se dărâme pe noi. Și a fost cum? Nu, chiar ieftin. 15 milioane pe seară? Hotelul era ca în afară. Că dacă dormim afară sau la hotel, fix același lucru. Dacă nu-ți convine la hotel, te dormim pe plajă. Că la hotel sunt mai tristele. Pe plajă sunt cât vrei tu. Ai și steaua polară, ai și carul mic, ai și carul meu mare. M-a dus și pe iaht. Îți place? Uite unde am adus. Da? Păi asta nu-i Bolt, asta e Boat. Da, numai că trebuia să fii pe apă, nu pe nisip, nu crezi? Deci și contează, apa e acolo, nisip, adică pământul e aici? Da, în dragoste nu există distanță, da. Păi și ce ai mâncat? Mâncarea a fost, să spunem, mâncarea a fost foarte bună. Mâncarea asta e bine gătită, mi-aduce aminte de bunica, că e la fel de veche. Tot felul de murături, castravetele astea din farfurie e mușcat? Și ce dacă e mușcat? Tu trebuie să privești partea plină a castravetelui. Deci mănâncă. Ospătare din localuri absolut minunați. Deci, o vin mâncarea rapidă, adică 2 ore jumate, și ospătare nu o scripa decât 2 ore în borș. Am fost și la un street food foarte interesant. Băi, ai văzut că e bun de pâinea cu salamul ăsta. Dacă aveam bani și niște muștar, dar măcar ziarul e aproape nou. Da, da. Am fost și la un centru de fitness și sport. Aveau tot felul de aparate. Aveau aparate acolo? Da, o grămadă de aparate. Am durut bani la aparate. Dar plaja cum era? Plaja era amenajată frumos. E, mamă, ce frumos i-a făcut totul aici. Acum care e liber. Da, păi normal, cine ar veni aici? Și acolo am cumpărat niște chestii chiar ieftine. 100 de lei un șat? O grămadă de obiective turistice de vizitat. Mai încolo, dacă așa, să aveți pe Gică Porumbar. Face Caterin că vin din porumb, mare nebun, cu glume cu astea, mori. Și mâncarea autohtonă de la producătorii locali. O să așa, 40 de lei porumb fiert? Da, da, e de la producătorii locali. A, adică el e producător local. Nu, el le fură de la producători locali, da. De aici, adică bio. Nu le fură de altă parte. Și atmosfera? A fost mișto? Da, și muzica a fost calitativă, da. Ce frumos e aici, câini, cai, maneli, fix ca în Ibiță. Și igiena exemplar. Oamenii ăia se spală în mare? Da, dacă vrei avem șampon și pentru noi, ca să mai costăm la hotel. Tarifele chiar decente din ce am observat eu așa total, știi? Nenea ăla a zis că e 20 de lei șezlongul. Da, da, 20 de lei pe minut. Ori 60 de minute, 12 milioane pe ori. Băi, bine! Da, bine, și m-am și distrat mult pe plajă. Vezi cum mă duc, oleacă, până apă stai și tu, oleacă, aici la 60 de portofel, da? Dar tu n-ai nimic, am portofel! Dar portofelul costă 1 milion, vrei să pierd banii aia? Păi și ce ai mâncat? Hai, îți dai seama că a fost mult pește. Băiatu, nu vrei niște fete? Și am mâncat și fructe de mare. Bă, aș mânca niște fructe de mare. Am niște miere, dacă vrei, în ghiozdan. Am zis fructe de mare. Păi da, mă, și mierele nu-s fructe. Da. Și-s de aici, de la mare, fructe de mare. Ah. Deci așa a fost sejurul meu la mare. Deci recomand cu toată încrederea. Doamne, deci n-ai idee cât te invidiez. Da. Și eu m-aș invidia dacă aș fi în locul tău.